ca urmare a încheierii unei noi convenții între Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Imprimeria Națională și Poșta Română, în vederea producerii și distribuirii cardului duplicat pentru asigurații din cadrul Sistemului de Asigurări de Sănătate, începând cu data de 29 mai a acestui an, costul total al producerii și distribuirii cardului duplicat este de 19 lei și 64 de bani, față de 13 lei și 69 de bani cât era la începutul acestui an. Cardurile duplicate emise pentru cererile depuse începând cu această dată vor fi livrate prin Poșta Română la adresa solicitanților. În schimb, cardurile emise pentru cererile depuse anterior acestei date, la prețul vechi, vor fi livrate la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara Deva, de unde vor putea fi ridicate de către solicitanți. Menționăm că până la primirea cardului duplicat, dovada de asigurat se face cu adeverința eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate pe termen nelimitat la înregistrarea cererii pentru cardul duplicat, se mai arată într-un comunicat de presă emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.